Tahu dan dia sama serup tu bosial lebih muat dan dia mengkaya tahtin pecah corbo delinte si saya spus Yaakov zdau vindem astăzi dreptul de întâi născut și el spune iată mă sunt pe moarte la ce-mi folosește dreptul de întâi născut și l-a vândut pentru un blin de lente. Pun o întrebare cu anticipație. De câte ori poate să vândă cineva dreptul de întâi născut? Astăzi, după cum se predică, poți să-l vinzi de câte ori vrei. Să o creadă cine vrea, eu nu cred asta. După cum se predică astăzi despre Dumnezeul ăsta care e doar dragoste, poți să-ți vinzi dreptul de întâi născut de câte ori vrei. Tocmai asta mă face să tremur în seara asta aici. Că nu se poate asta. Și-a vândut dreptul de întâi născut. A risipit har. Ca și întâi născut, nu doar că, repet, avea harul, ocazia, oportunitatea, privilegiul, ce sinonime să mai folosesc, șansa să fie șef. Și a zis, dau cu piciorul ăsta, că n-am nevoie. N-am nevoie. Când a fost mare și a luat două neveste. Uite cum risipește el har. Pe fata pe Iudita, fata hetitului Elon. Iudita, fata hetitului Peri, pardon, și pe Basmat, fata hetitului Hititului Elon. Ca întâi născut, nu doar că avea privilegii, avea responsabilitate. Trebuia să trăiască o viață sfântă și tocmai asta n-a făcut. De aia se numește Pavel, vegheați să nu fie între voi nimeni cu un var sau lumesc ca și sau. Și Biblia spune că ele au fost o pricină de amărăciune pentru tata. Și când a văzut Esau că tata e supărat că și-a luat două neveste, știi ce-a mai făcut? Și-a mai luat una. Și-a mai luat una, a zis, fac ce vreau. Nu cumva asta e filozofia dumneatale de viață? A risipit har. A risipit har. Și într-o zi, când Isaac era pe moarte, deși nu avea să moară imediat, a murit abia după ce se întoarce Iacov de la socrul lui, dar și pierduse vedere, îi spune lui Esau, vreau să te binecuvânt, du-te, prinde-mi un vânat, pregătește-mi o mâncare care îmi place, să Dumnezeu te va binecuvânta. Era binecuvântarea divină. Și când a auzit, Rebeca asta a zis lui Iacov, am auzit că tatăl tău vrea să binecuvânte pe Esau. Uite ce trebuie să faci. Du-te, ia un ied, ia mielea, pielea iedului, Esau e păros, te vei îmbrăca cu ea, te vei deghiza, vei merge la Isaac și te va binecuvânta pe tine. Zis și făcut. A pregătit Rebeca mâncarea, l-a deghizat, l-a îmbrăcat pe Iacov în Esau, numai vocea nu i-a putut să-i o schimbe. Și a mers la Isaac și a spus, tată, și el a zis, cine ești tu, fiule? Sunt Esau! Întâiul tău născut a venit să mă binecuvânteze sufletul tău pe mine. Deci apropie-te, fiule, pentru că vocea este a lui Iacov. Cine ești tu? Sunt Esau. Și era pipăit și a spus Isaac, într-adevăr, mâinile sunt ale lui Esau, vocea lui Iacov, și l-a binecuvântat. Și a venit într-un târziu și Esau a pregătit mâncarea cum îi plăcea tatălui său și a venit și a spus, tată, dar tu cine ești, fiule? Eu sunt Esau, fiul tău întâi născut. A vrut să uite că și-a vândut dreptul de întâi născut. Și atunci Isaac și-a dat seama că de fapt Iacov a venit cu vicleșug și-a luat binecuvântarea. Și știți ce a făcut Esau? Tată, binecuvântă-mă și pe mine. Nu pot, fiule. Te-a respins Dumnezeu. Până aici poate a fost poveste ce am spus în seara asta, deși nu-i poveste, este text biblic.
vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca și sau, care pentru mâncare și-a mânut dreptul din tâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. A fost lepădare, spins de Dumnezeu. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Vremea în care nu te mai poți pocăi este vremea în care te-ai abătut de la tot harul lui Dumnezeu. Când ai risipit tot harul, nu te mai poți pocăi. Revin din nou o întrebare. La unii dă Dumnezeu mai mult și la alții mai puțin, da. E asta nedreptate? Nu! Nu-i nedreptate. Când îi dă Dumnezeu cuiva har mai mult, Biblia spune că i s-a dat mult. I se cere mult. Esau a primit mult, dar a risipit tot harul acesta. Te-aș întreba pe dumneata în această seară, ce faci cu harul lui Dumnezeu? Ce faci cu el? E un har să fim aici. Și ăsta e har. E un har să bată inima noi. E har. E un har să auzim Evanghelia. E har. Dar cu harul mântuirii tale, ce faci? Ce faci? Vremea care nu te mai poți pocăi este vremea care cineva se abate de la tot harul lui Dumnezeu, îl risipește. Dar întrebarea care se ridică pentru noi în seara asta este, putem noi risipi harul? L-a risipit sau? Și Pavel spune, vegheați să nu fie între voi nimeni culvar și lumesc ca Esau. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Știți cum noi risipim har în vremea asta? Cum cineva s-ar putea să risipească harul pe care Dumnezeu i-l a dat? Vreau să citesc din Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 15. Apostolul Pavel spune, după ce Hristos s-a înviat din morți, s-a arătat Mariei, s-a arătat ucenicilor, s-a arătat la 500 de frați o singură dată, în urmă, spune Pavel, ca unei stârpituri, mi s-a arătat Dumnezeu și mie. Eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am pregonit biserica lui Hristos. Și apoi Pavel spune ceva foarte interesant legat de ideea asta de a nu risipi har. Prin harul lui sunt ce sunt. Și harul lui față de mine, cine știe ce spune Pavel? N-a fost zadarnic. Dar cum adică? Cum adică? Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Pentru că am lucrat mai mult decât ei toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Știți ce înseamnă a risipi har? A risipi har înseamnă a nu face nimic. A nu face nimic la arătarea harului lui Dumnezeu. A nu face nimic ca rezultat al arătării harului lui Dumnezeu. E har că ești aici în seara asta. E har că Dumnezeu e prezent aici în această seară. Haleluia! Haleluia! E har că ești printre aceia care aud Evanghelia astăzi. Ihar. Dacă Dumnezeu te cheamă la pocăință în seara asta, ihar. Ce faci cu harul acesta? Știți că atunci când cineva, când Dumnezeu îi pune har pe cardul de credit pe viața lui și risipește harul acela și nu-l folosește cum trebuie, vremea de pocăință lui se termină? Prin harul lui sunt ce sunt, spune Pavel, și mă repet. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Am lucrat. Când Dumnezeu îți arată har și nu faci nimic, risipești har. Când ești în adunare de pildă și se cântă și nu cânți, risipești har. Când ești în adunare și biserica se roagă și nu te rogi, risipești har. Risipești har. Când Dumnezeu te cheamă la pocăință și spui, nu mă pocăiesc, fac ce vreau, risipești har. Risipești har. Ce faci cu harul acesta?
Ce faci cu harul pe care Dumnezeu ți-l dă? De a fi chemat.